Mulțumesc, Elvira, Creative Mornings, echipa, pentru invitație. Și mulțumesc că n-ai menționat că la început am zis cât? La 8 jumate? Nici nu se discută. Dar de ce? Că e foarte mișto. Zic, frate, 8 jumate, punct. Nu, de ce? Eu nu mă trezesc așa de vreme. De fapt, mă trezesc așa de vreme, dar nu suport să mă trezesc așa de vreme și atunci să mai fac și ceva la ora aia, în niciun caz. Păi nu, că uite că ai și 5 locuri pentru tine, poți să inviți pe cineva. Zic, nu știu pe nimeni care să trezească la ora aia să mă audă pe mine vorbind. Nu, dar o să fie plin de lume. Zic, hai frate, și bum, ia uite. Cool. Deci, o să fac... M-am tot gândit să fie jucăuși, să știi, dar asta e exact prima regulă. Nu trebuie să te supui idei de joc, deci trebuie să facem ceva serios. O să fac o prezentare scurtă pentru cine nu știe ce fac, după care o să arăt două chestii, să zicem, cu care mă joc eu acum și după aia am înțeles că o să fie Q&A. Așa că sper să fie toată lumea relaxată. Eu o să stau aici, jos, fac un pic costumul. Nu sacou, costumul, adică... Asta e un sacou pe care tot vreau să-l arunc, dar uite, când îl combin cu pantofii ăștia, merge perfect, zic eu. Și asta e o pălărie de fițe pe care mi-am cumpărat-o greu, m-a convins soția mea să mă iau până la urmă. Și facem, zic, ce treacă am atâția bani pe ea, că nici nu pot să o port, arăt super weird. Dar, iară, uneori merge, deci dacă e asumat, e în regulă. E o chestie importantă. Punem în primul rând. Asta trebuie să fie prezentarea. Bun. Așa, parcă? Da. Ok. Deci, ăsta este un portofoliu pe care l-am realizat acum câțiva ani. Adică un an, doi. Și e destul de fresh, să zicem, în sensul ăsta. Pe care l-am făcut când locuiam la Berlin, ca să mă prezint foarte rapid în ce am făcut și de-aia îmi place că încă e valabil. Și eu și un exemplu bun de cum să faci un portofoliu. Aveam foarte multe lucrări și chestii pe care vreau să le arăt și eram cu o nemțoaică care spunea, a spus, băi, nu, deci dacă sunt două la fel, e același lucru. Regula e fiecare să fie diferit. Și atunci am încercat repede să prind cumva atenția. Foarte important în toate portofoliile mai noi să ai și fotografia, adică e și la mail, cred, și la mail, dar eu cred că mă aud oricum. E important să vezi fața omului la final, cumva să zice, nu-mi place de el. Așa, asta e partea de animație, foarte pe scurt, personajul cu care am debutat eu în grafică a spațiului public, să zic așa, a fost omul an și cu el am făcut animații și bandă desenată și ilustrație. După care aici avem marca înregistrată, asta a fost o emisiune simpatică la televizor de advertising în care eu făceam niște animații scurte. Planeta Moldova, aici cu pisica moartă, ăsta e un exemplu foarte bun și poate ar fi bine să-l menționez acum. Sketch-ul era că femeia asta se plângea că are pisica asta moartă în casă de, nu știu, deja de mai mult de 10 zile și că nu vine nici primăria, nimeni să o ia, are copii, se infectează, totul e nasol. Și... eu lucrez acum într-un loc unde am de-a face cu mai mulți oameni și unii sunt pur și simplu angajați și să le stau niște cabluri în cap și zic, bă, dar vă place asta? Nu, e groaznic aici, stau ăsta pe noi, nu mai vine ăla să le monteze. Zic, păi da, ăla acum câți ani a zis că vine? Păi tot zice, au trecut deja 3 ani. Păi zic, și tu voi tot stați cu ele în cap de 3 ani? Dar, păi, o scară, vi le pune singuri? Așa, și aici jos avem Next Film Festival, la care am făcut identitatea de la începutul proiectului, spoturi și postere cu niște personaje pe care le-am creat pentru ei. Asta e un pic din ilustrațiile pe care le fac eu. Cumva, asta de aici, de exemplu, se numește stilul realist, adică am văzut colegi de-ai mei din ilustrație care pur și simplu iau o poză, pac, desenează peste ea. Zic, păi cum adică, desenezi peste poză? Da, asta e furt. Păi nu, că ilustrația acum. Zic, a, bine, hai că am făcut și eu una așa. A fost în regulă. Asta e un proiect Greetings from Cartoonia, unde am colaborat în Slovenia cu Striburger și a fost un album de bandă desenată cu mai mulți autori, fiecare avea o poveste și făceam și câte un poster. Și ăsta nu era Haide la Slovenia de Paște. Între timp am transformat când am avut un
un eveniment la București, cu ocazia Animestului. Iar ăsta e un proiect de care sunt foarte legat. În primul rând că îmi place foarte mult cum a ieșit forma asta. Părul l-am furat de la Sorina Vazelina, că făcea ceva niște hașuri și de atunci le fac și eu. Și îl folosesc ori pentru blugi, ori pentru păr. Cumva și aici a ieșit cumva foarte bine, sunt foarte mulțumit. Și chestia asta cu ochii scoși în afară, asta e a mea, asta nu e de la Sorina. Așa. Și a fost un proiect foarte interesant de awareness pentru ce înseamnă violența domestică și violența față de femei pe tot mapamondul. Adică CD-urile erau de peste tot, din Austria, că eu am primit niște CD-uri cu filmele. Vreau să spun că nici n-am vrut să mă uit la ele, că zic numai asta acum, nu vreau să văd violența față de femei. Fuck it. Mă rog, și au fost și niște stickere pe jos și așa. Și cumva m-am gândit cum să fac... Că e un subiect super sensibil, adică și toți sunt convins că relaționăm cu el, dar na, e o chestie tristă și sper că cumva am reușit aici să prind o treabă cu tristețea asta. Întâi erau niște femei mai vinete, cam la prima mână. Iar aici am avut o carte făcută pentru Microsoft. Îmi place că scrie Microsoft, că dacă te asociezi cu branduri importante, ești și tu important. Așa, deci filmeniu, ca să zic așa. Filmeniu, m-am făcut coperțile de la Filmeniu de când a început revista să funcționeze. Și aici mai avem o ilustrație din Esquire, unde am lucrat vreo 7 ani ca chief illustrator, îmi place să zic. Coordonam echipa grafică și mai făceam și eu niște ilustrații. Iar asta e o carte super simpatică a lui Florin Bican, Reciclopedia de povești. A luat și ceva premiu pentru cea mai frumoasă carte, unul dintre ele, nu mai știu dacă era cel mai important sau nu. Și astea sunt ceva benzi desenate pe care le fac eu cumva, cele trei stiluri, să zicem. Ăsta e mai realist o self-personal, ăsta e mai artistic o whatever și ăsta e cu omul anu. Și cred că cam asta e. Așa, brandurile sunt aici, agențiile sunt aici și ce pot să fac eu e aici. Mai ales asta, ultima, e importantă. Okidoki. Bun. Întrebări deocamdată? Escoia România, da. Escoia România. Bine, am pus în contract și dacă sunt în străinătate luate vreodată și spun... Oh. Așa, o să vă arăt acum foarte rapid show-urile meu de animație și după care v-aș arăta poate și un filmuleț foarte scurt și după care intrăm în poveste. Așa, deci practic în animație fac și mai cu culori și mai fără culori, mai puțin realist. Am avut norocul cumva, șansa zic eu, să termin facultatea într-un moment în care nu prea se întâmpla nimica în peisaj, adică majoritatea prietenilor mei de la imagine au ajuns fotografi, majoritatea regilor regizori. Eu am făcut animație că... Îmi plăcea de foarte mult timp și am nimerit exact în punctul în care a început să apară digitalul și cumva, cred că și asta a contat foarte mult pentru că liberalizarea mijloacelor de producție
a contat foarte mult, chiar dacă cumva, să zicem, într-un fel există și un efect negativ că piața s-a umplut de oricine poate să facă ceva. Înainte era mai greu, adică până și autorii de filme porno pe peliculă erau întâi regizori, că n-aveau cum să ajungă la peliculă. Până la peliculă era foarte complicat și atunci când a apărut video, lucrurile au mai scăzut în calitate, după cum bine știm. Așa, dar cumva când am ajuns eu în 2002 în zona asta de animație, deci de prin 98 probabil că animez în niște softuri care îți permiteau lucrul ăsta, îți dădea voie să faci direct și atunci asta a însemnat că nu depindeam de foarte multă lume, făceam singur și sunetul și totul și așa mai departe, după care am început să lucrez mai profesionist. Și a fost foarte simplu pentru mine să fac ce fac și să îmi impun cumva stilul, pentru că eu am făcut liceu de artă, aș fi vrut să dau la arte plastice, dar până la urmă am dat la facultatea de film. Și acolo am continuat să-mi fac ce fac eu, adică desenam, ca să zic așa pe scurt, poate, hai că pot să încep cu mâzgălerile astea. Facem de aici o secundă. Asta nu. Și asta nu e de aici, dar nu contează. Așa. Și ce făceam era la cursuri, mă duceam și scriam pe acolo, mâzgăleam, plictiseam, adică erau cursuri la care adormeai și încet, încet, tot desenând, m-am întâlnit cu profesorul meu, Radu Igoșa, care era pe animație și care încerca să înființeze o secție de animație încă de atunci. Și i-am arătat ce fac și ai spus, hai să facem un film. Atunci, practic, m-am luat la licență pe lângă ce am scris, am făcut și un examen sub formă de film animat, 6 minute, 2 ani de zile am lucrat la el, din anul 3 până în anul 4. Și aveam colegi care ziceau, băi, dar ce faci, ce mai faci? Zic, păi fac filmul animație. Frate, au trecut 2 ani. Păi zic, hai să-l vezi, bum, așa, hârtile. Și practic ce vreau să spun, că de ce le arăt pe astea acum și nu mai târziu cum aveam în plan, e că la multe examene, și asta e un exemplu, să zicem, un fel de gândire așa, apropo de ce spunea și Elvira, eu mă plictiseam, scriam ce scriam și mi-am dat seama la un dat că n-am ce să dau uneori, n-aveam în examen ce să le arăt profesorilor. Și știu că colegii mei chiar mă ziceam, bă, dar eu nu pot să stau cu tine la curs, că nu m-am uit numai la ce desenezi. Și am zis, păi, da, bun, dacă n-am avut ce să scriu, poate fac un desen. Și mai făceam cât un desen și a funcționat de câteva ori, a fost foarte ok. Asta e cu ce mă joc acum la cursuri, că între timp sunt profesor la aceeași facultate și, ba, mai rău aș zice, sunt în momentul de față prorector cu imaginea și cu relații internaționale. Și asta sunt exemplu cu ce mă ocup la ședințele de consiliu, am una acum la ora 1, în care e o formă de a... Am luat niște adnotări pe marginea unei ordine de zi care... Întâi aveam un carnet în care desenam, dar până la urmă ordinea de zi e mai simplu. Astea sunt toate niște lucruri pe care urmează să le revăd. Dar în același timp, exercițiul ăsta de doodle, ce e interesant e că, de exemplu, unde e înapoi, am ajuns la așa ceva, la omul la coladă, care o să mai apară la un moment dat. Zic, ai, uite, arată ca o față. Pentru că, na, ești pe pilot automat cumva și e interesant că ești mult mai liber. Dacă încerc să scot chestiile astea pentru un lucru direct, haide să facem acum doodles. Nu mi este Gabi Suciu. A venit la unda la o întâlnire. Și mi se pare foarte important exercițiul ăsta de a contrazice regula locului, cum ar veni. Și aici mi-aduc aminte foarte bine de o chestie pe care mi-a spus-o taică-mă când am fost în Japonia la o chestie cu bandă desenată. Zice, vezi că o să ajunge acolo și o să zică muncă, nu știu ce, tu te duci, vezi care arată șef, ei, tragi o palmă și zici că pe mine eu mă piș pe regulile voastre. Și pe aceea totul e clar. Whatever. Am ajuns acolo, Japonia, băi, spun, aia direct. Deci, programul următorul. La ora asta vă treziți, fetele fac duș la ora asta, băieții fac duș la ora asta. Zic, ei, și eu dacă vreau să fac duș dimineața? Nu se poate. Zic, de ce? Nu.
Bun, și până la urmă ne-am trezit că noi tot munceam acolo și de fapt târziu am reușit să tragem palma. Și e important să o tragi la început, că după aceea e clar. Deci ăsta e nebun, cu ăsta nu ne punem. Cumva îți faci un fel de loc în toată povestea. Și e important să contrazici. În general, lucrurile nu doar de dragul de le contrazice și, bineînțeles, dacă o ai în tine, dar să-ți dai seama că poți să o faci. Adică asta e cel mai, cred că cel mai important lucru pe care încerc să-l aplic acum, e să-ți dai seama că în momentul ăla în care totul se învârte, tu poți să faci așa un pas în exterior și vezi lucrurile din afară, sau să contrazici, sau pur și simplu să pleci, sau nu știu, cum un exemplu bun ar fi Idioții lui von Trier sau o chestie genul ăsta, dacă l-ați văzut. Pur și simplu să ieși din lucrul ăsta pe care ți l-ai asumat, știi? Așa că ar trebui să ies și eu, probabil, nu? Să nu fiu mai funny, că a început să devină cam serioasă treaba. Bun, deci asta ar fi o chestie cu care mă joc acum. E o zonă ce mă interesează pe mine, pe care o dezvolt așa pe pilot automat, cu aceste semne pe care le tot fac. Am devenit un specialist în a lăsa notițe: vă rog, spălați vasele, atenție, cablu, și așa mai departe, cu un pic de funny stuff. Nu știu dacă îl mai am pe aici, aveam unul. Cred că aveam la un moment dat cu scara, cred că e în altă colecție pe care o să vă arăt imediat. Ajung și la lucruri de genul ăsta mai dezvoltate, cum ar fi, am tot frecat liniile astea la un moment dat și tot jucându-mă cu ele, mi-am dat seama că sunt un val și că fratele meu a venit cu o propunere de film pentru, cu niște valuri, și am făcut eu niște valuri până la urmă și m-am gândit în câte feluri pot să am. Caietul de pătrățel e foarte important, m-am jucat pe el de când eram mic, îmi plăcea clar cel mai mult, făceam ceva de genul ăsta. Ieșeau un fel de fântâni arteziene, le făceam și mergeau, întâi am mers foarte mult pe, cum îi spune, pe zi, domne, identic, stânga-dreapta. Da, așa, simetrie. Și după care am zis, păi stai, hai că facem fără simetrie. Și ideea e că tu pe pătrățele mergi în general pe pătrățele, pe care îți dai seama, zici, da, am voie să fac aici un triunghi, a, uite că pot să fac un triunghi, dar după ce faci un triunghi zici, da, poți, uite, mă duc doar în partea așa cu o treime, în stânga și în dreapta. Și e interesant cumva cum te lasă să te joci cu el. Dictando nu mi-a plăcut niciodată, recunosc. Un alt lucru cu care m-am tot jucat a fost scrisul. Dar nu știu dacă am aici foarte multe exemple, sunt câteva, în sensul că eu am scris oribil de când eram mic. Aveam nota 10 la ce înseamnă oral, în general, la toate materiile, dar când ajungeam la... Uite, pot să fac așa? Dar când ajungeam la practic, la chestia cu scrisul, 4. Și în timp m-am chinuit și îmi place foarte mult să scriu de mână. Asta nu e de mână scris, dar mai am unul în care l-am scris de mână și m-am tot jucat cu chestia asta. Mi-am dat seama târziu că am ajuns să-mi fac un font în condițiile în care eu, când încep să scriu, asta, scrisul ăsta de tipar e scrisul meu de mână acum, pentru că scrisul de mână nu se poate citi. C, L, Ș, F, și astea au început. Deci, ce se întâmplă? L, ăsta e un L, un A, da, whatever. Așa, asta e New York-ul. Așa, care de câte ori mă gândesc la New York, mă gândesc la Elvira. Îmi pare rău, Cristi, mă gândesc și la tine, la mai după. Așa, și asta vreau să vă arăt. Tot jucându-mă, am început să fac aceste mici, să zicem, pământuri în care iese ceva și poate să iasă orice. E un poem pe care îl recomand, se numește Anus Solar. Și el mi-a fost recomandat de Vica, un filozof contemporan cu noi și domn profesor și prieten, și în care spunea că pe lângă, că eu mă întrebam care e sensul vieții la un moment dat, și el mi-a zis că pe lângă toate alea de care discutasem la berea respectivă, mai era o treabă cu acest poem și că să-l citesc. Și am citit și într-adevăr acolo spunea ceva de o mișcare asta cu copac, cu un fel de penetrare și pe aceea moare, știi? Ca în viață. Se ridică copacul, pică, se ridică blocul, pică, și un fel de du-te vino, și am făcut povestea asta cu linia pământului și cu lucruri care ies din ea, și am și animat-o după aia, că acum se poate anima și mai repede decât se anima înainte. Deci, practic, dacă pui foarte multe lucruri una lângă alta și seamănă, bun, pe lângă faptul că pare că e un panoramic din cauza că ele se mișcă, dacă am obtura și ne-am uitat doar la un singur element, practic chestia ar crește și ar
descrește și ar părea că există o animație. Bun. Asta făcut. Ce ar mai fi de arătat pe aici? Astea sunt jucăriile mele de acum. Mă mai joc la facultate cu niște lucruri. Și anume, ăsta e iar un lucru pe care poate merită să-l menționez. Și anume că important e să îți... adică contează și cum îți asumi treaba. Eu sunt în facultatea aia de foarte mult timp și sunt profund nemulțumit de felul în care arată. Mi se pare că putea să fie mai cool, mai mișto și de ce sunt cablurile alea acolo și așa mai departe. Și cumva mi se pare că de fapt mi-am dat seama că oamenii nu își asumă spațiul drept al lor. Adică ei spun că e facultatea lor, până și eu spun la ăștia, știi? Adică de fapt e la mine. Și în clipa în care e la tine, încep să te joci. Și, de exemplu, aveam pe domnul, acest domn simpatic, care zic, păi, bun, cine e tipul ăsta? Păi, Caragiale, știe toată lumea. Zic, da, dar nu scrie nimic acolo, pe soclu. Păi, nu știe că e Caragiale. Păi zic, poate eu știu, dar poate unul crede că este John Wayne, care are o pălărie de cowboy, nu în cap, nu știu, nu mai relaționează cu... A, uite, ăsta era un exemplu de... Whatever. Apropo de chestii pe care le las așa. Da, păi na, ce să talk the language. Să vedem, punem aici în iView Media, că asta parcă e mai bine. Așa. Și era această statuie, da, după cum spuneam, care n-avea nimic a scris pe ea. Aici nu era nimic pe socul. Și până la urmă am făcut eu o chestie, am scris și m-am pus și un QR code care deschidea pagina Wikipedia a lui Caragiale, ca să știm cine e și ce face. Și după am început să mai branduim așa, să mai jucăm un pic cu el și să... Mi se pare că e mai cool acum și mai simpatic. Sincer. Și ce am mai făcut cu el? Da, asta o arătam pentru că aveam un album în birou, care avea această tăietură și tot uitându-mă la ea, nu-mi plăcea fața asta, e oribilă. Și am întors, cartea mi-a plăcut și cumva mi se pare că dacă e Caragiale, oricum Caragiale e foarte tare. Dar pe cât de tare e, pe ta poți să zici, lasă-mă frate cu Caragiale. Și ca și cu Eminescu, știi, acolo încă mai sunt în dubiu, dar cu Caragiale clar e treaba faină. Și când l-am întors așa mi-a plăcut foarte mult, drept care până la urmă am ajuns să-l și declinăm pentru ziua facultății în formatul ăsta de punched. Vreau să vă mai arăt cum mai joc la mine în birou cu chestii pe care mi le pun pe pereți pe acolo. Asta e un lucru pe care în general îl fac stai să că am o secundă cu microfonul ăsta. Asta e o chestie pe care o fac în general. Am descoperit pe oriunde mă duc fac chestia asta. Așa. Încep să pun un fel de post-it-uri peste tot, cu diverse desene, cu diverse lucruri. Deci astea cumva ar fi chestiile pe care le am zis, bun, dacă tot facem lucruri pe aici, să le punem să fie. De exemplu, aviz de ridicare aici, am făcut o chestie pentru biciclete, avem un loc, se lasă biciclete, dar unii și le-au lăsat 100 de ani acolo și am zis, nu se poate. Facem ca la Berlin, punem aici, dacă nu le luăm, tac, le tăiem și le dăm la săraci. Sau o iau eu că îmi place. Așa, aici avem un poster de Sorina Vazelina și una din coperțile mele preferate de la Filmeniu, de cinema african. Asta este un lucru de care sunt foarte mândru, e harta facultății pe care am făcut-o ca lumea să știe unde e, că e un spațiu pe care nu-l înțelege nimeni și eu știu că mă pierd pe culoare și așa mai departe și urmează să. Aici e un fel de inception, încercăm să transformăm parcarea în grădină. Așa, aici e ceva ce am făcut cu cineticul, că a venit Ciubi și a pictat fațada și aici încercăm să facem cu un ATC-ul ceva cu chitră pe laterale și astea sunt cardurile ISIC pe care vrem să le facem funny. Așa, și e cu Caragiale, ăsta tot încerc să-l aduc în, să-l subliniez foarte clar pentru facultate, să devină chiar o emblemă. Mă rog, pentru asta a fost aici o chestie, era toată lumea răcită și m-am lucrat o zi și l-am trimis pe mail așa. N-a răspuns nimeni, mă rog. Da. Whatever. Și mai e și o variantă cu Caragiale care dă Hristos a înviat. De frate, a înviat cu niște ouă din astea. E funny.
Așa, și am făcut până și asta, afișajul interzis, adică da, dar nu oriunde. Așa, și asta e ce am la Cinetic, unde iară am un birou și acolo, m-am tot întins, am computere peste tot, în țară, ca să zic așa. Și unde iară încep și postez tot fel de prostioare din astea. Și practic e un fel de asumare a spațiului. Asta zicem, ar fi fost de ce am arătat asta până acum. Practic, acum ce am pus pe spate e o selecție de diverse poze, chestii pe care le mai fac eu pe acasă, cu ce mă mai joc. Să mai schimbăm și pălăria. Avem mai multe opțiuni. Adică, poate să fie așa, asta e varianta gen, asta Ana nu o suportă. E așa. Da, cool. Sau pot să fiu serios așa, adică asta e așa mai, pot să mă duc să joc bile. Ah. Sau pot să faci așa ca, cum îl cheamă pe negru ăla? Ăla, cool, știi. Nu, Morgan Freeman, ăla alt. Așa. Nu, Denzel deja e vorbind de... Oh. Așa, domnule, Samuel Jackson. Ăla care în toate filmele, până și în Star Wars a ajuns, adică ce mai vrei. Mai mult de atât. Asta doar se asortează, mă rog. Am luat-o de la DM. Vă recomand. E destul de ok. Așa. E, și asta e un hit pe internet. Când o pun pe asta, dacă sunt și cu mâta în poză, m-am scos. Asta e outfit-ul de artist, de fapt. Asta. Bun. Deci aici sunt diverse... Asta e mașina de spălat din Berlin. Deci, practic, la nivel de joc, cam ce idee îmi vine în cap, aia fac. Ce pot să spun ca proces așa e că cred că nu s-a schimbat foarte mult din copilărie, cumva. În clasa întâia, țin minte că m-a dus taică-mă la prima, la, până la școală, traversa strada, am mers printre blocuri, și am ajuns. Și am ajuns ce? Ai văzut pe unde am venit? Da. De mâine vii singur. Oh, fuck. Și na, m-am dus singur. Și mă tot, la un dat, tot te duci la școală. Și tot te duci la școală și devine rutina aia. Și tot mergi și tot mergi și zic: bă, dar țicoară, o să țin minte toate pietrele astea de pe asfalt, că uite, zic, asta, eu tot trec pe lângă ele. Sunt în fiecare zi aceleași. După care am descoperit că dacă mergeam și îmi frecam așa un pic picioarele de asfalt, făcea un vum, vibra cumva. Zic: tata, fii atent, când mergi face așa, vibrează. Ce vibrează? Vibrează, uite așa, vum. Bine. Nu, vibrează, uite, vum, parcă ar fi așa un fier în asfalt și face așa și vum, îl simți, Matei. Bun, deci niște chestii astea au rămas cumva și niște întrebări uneori destul de naive, dar mi se pare că naivitatea asta te și ajută să vezi lucrurile altfel. Nu știu, uite, mănușa asta de pe jos, adică stau, mă opresc pe stradă și fac poze la asfalt, de exemplu. Și... Am tot făcut, la un dat făceam foarte multe poze la stația lui 335, adică în continuare fac pentru că asta văd când ies când intru în bucătărie și urmăresc diverse chestii acolo și am zis: bă, dar tu ce fac cu miile de poze astea? N-am ce să fac. Și mi-a zis Sandu, Alexandru Paul, care e un fotograf, prieten cu mine foarte bun și el e foarte bun, mi-a zis: las că o să vezi tu ce faci cu ele. Și așa și cu pozele astea de asfalt, la un moment dat la Next, zic: bun, ce facem, că cu Bucureștiu, că nu știu ce, zic, ne trebuie ceva esență. Și mi-am dat seama că cumva acum migrez spre design, să zicem, într-un fel, că dacă e să faci ceva despre București, să fie cu ce ai, nu cu ce ai vrea tu să ai. Atunci, ăsta e asfaltul, ăsta îl folosim, uite, textură, frate, pac, puf, am pus pe spate, dă-i cu blending mod, suț. Aia și super bine. Ăsta, uite, exemplu, am căutat foarte mult proiectul ăsta să vi-l arăt, l-am găsit. După ce am văzut pe Steinberg, care a desenat gagica aia în cadă, eu aveam mașina de spălat în baie și asta era ce ieșea din mașina de spălat după ce se storcea. Și am desenat atunci gagica asta și a fost un proiect de toată dimineața. L-am filmat, adică... am făcut poze, am mai multe faze, mai nu știu ce, dar mi-a ieșit din prima. De aia sunt foarte mulțumit. Cred că o să mai apară un filmăț în care mă duc și zoomez și la un moment dat zic: ce treabă filmam eu acolo? Și asta, chiar asta, o să vedem cum se... Deci cumva prima prezentare publică a acestei lucrări. Să zic așa.
Deci este cumva evident că îți trebuie și destul de mult timp liber, lucru pe care cumva acum nu-l mai am și asta mă deprimă în mod evident, aș zice. Dar uite că mă trezește ceva de dimineață și am din nou timp. Și, na, cam deja, cred că putem să migrăm către întrebări, că am început să bat câmpii, adică... Salut! Salut! Foarte amuzant, pare că ți-a prins totuși dimineața. Da, am băut cafea. Am două întrebări. Prima dintre ele, care era jocul tău preferat din copilărie? Ce-ți plăcea să faci în spatele blocului, în fața blocului? Îmi plăcea frunza, dar era foarte violent și mă loveam la unghii, la fel ca și la ailată. Nu suportam să fiu la lapte gros la astea, așa. Dar un joc preferat, cred că jocul meu preferat a fost, am primit la un dat din Germania, o poveste din asta care era cu culori și cântau muzică, se aprindeau niște culori și în succesiunea aia trebuia să apeși pe... aia mi se apără ceva genial. Nu ieșea niciodată. Făcea așa. Okay. Și asta ar fi fost una și cealaltă era să strâng toate jucăriile și să le fac pe echipe așa cumva și după ce făceam totul urma război și distrugeam absolut tot ce aveam acolo și mi se părea cumva că războiul e cam scurt față de cât am stat să le aranjez și să le pun și toți ăsta e la. Asta era celălalt și al treilea a fost când mă jucam în curte și asta mi s-a părut mereu o chestie interesantă când ești singur și Johnny la moare, nu știu, și tot filmul e acolo și zic, bă, dar tu ești singur în curte, nu e nimeni, dar era și Johnny acolo, era toată lumea, adică și un braț de la șezlong, era o mitralieră, și așa era o pușcă. Sniper. La fix. Asta e recentă. Asta se numește Congo Dandies, să vă uitați pe internet. Da. Și aia sunt, cred că pantofii de nuntă ar fi taică, nu știu ce asta. Dar ăsta sunt eu când eram mic. Da, nu, nu e interesant. Așa, astea ar fi fost jocurile. Super, palpitant. A doua întrebare și ultima de la mine. Care e cea mai mișto reacție pe care ai observat-o la oamenii din jur prin joaca ta artistică? Ceva ce poate te-a surprins și pe tine. Nu. Dar ce e foarte plăcut, pot să spun, e când cineva se prinde de poantă sau vine și spune niște, adică cumva, mai ales dacă sunt dacă prețuiești omul respectiv, dacă ai încredere în ce spune și ce, mă, ce am înțeles din treaba aia, dintr-o dată, adică pentru mine e cumva ușor să le fac. Adică asta este și un mega avantaj pe care l-am primit și anume faptul că pot să mă exprim artistic și că print fiind și desen, ce înseamnă că sunt un fel de printer live, așa, și pot doar cu un băț, știi, să fac o chestie, un univers, înseamnă că pentru mine e cam ușor. Și chiar dacă tot procesul și așa și bla bla bla, nu știu ce, e în interiorul meu acolo, când cineva vine și spune că aia a însemnat ceva pentru el sau că a înțeles ceva de aia, zici, poate că e important până la urmă, adică aia, să zic, ar fi un reward așa masiv. Altă întrebare? De ce scrie rezervat acolo? A, da, dar era rândul gol. Salut! Recent salut. Am observat că au apărut foarte mulți ilustratori. Efectiv, aș zice că e un boom. Cum ai explica chestia asta? Care e fenomenul? Cum îți explici fenomenul? Da, păi e interesant și eu am observat chestia asta. Animatori mai puțin, dar și acum se întâmplă cu animația cam același lucru. Cred că a avut un impact și advertising-ul aici undeva, adică e clar că a avut și asta, dar pe de altă parte de exemplu, au apărut foarte mulți ilustratori, dar sunt în grupul ăsta de ilustratori o parte destul de însemnată care în mod surprinzător știu să facă doar chestia aia. Adică doar ce expun ei acolo. Și în momentul în care primesc o temă sau ceva, nu sunt capabili să schimbe, nu neapărat stilul, dar să meargă în altceva, ceea ce înseamnă că
Ce detectez eu e că forma a devenit extrem de pregnantă și e ce se întâmplă cu hipsterul, ca să zic așa. Te duci la arată cumva și pe aceea începe să spună și avem aici și cu un pic de așa și zici, mamă, dar asta de fapt îmi vinde chișe, Loren sau ceva. Zic, nu, simți că nu e în spatele mustaței și pantalonilor și nu știu ce, nu e persoana pe care tu ai fi asumat că este. Și cred că și asta se întâmplă ca și cu, cred că și la fotograf și la... Câteodată vezi niște, arată cool și te uiți și pe aceea, dar bate vântul, știi, în spate. Asta e o treabă, deci e și o chestie de trend, într-un fel. Ilustrația e foarte importantă acum, toată lumea, adică dacă te uiți pe internet, te lași de muncă imediat. E plin de ilustratori, animatori, toți foarte buni, super tare, mamă, genial și așa mai departe. Câte unul mai ciudat, alea e mai interesant. Dar înseamnă că a prins foarte mult lucrul ăsta, într-un fel. Nouă ne place să ne facem acum tricouri, chestii, știi, poți să-ți printezi, sigur, e povestea asta, a, pantofi customizați, a de mână. Și cred că asta înseamnă într-un fel că foarte multă lume lucrează și desenează și le place lucrul ăsta. Pe de altă parte, vis-a-vis de ce ce am cu advertising, e că ei nu pot să vândă mereu la nesfârșit aceeași imagine. Și atunci au trecut prin fotografie, au trecut prin video, acum ilustrația, ilustrație, adică ceva diferit. Și probabil că la început erau mai caricatură și acum aș permis niște chestii mai crazy dacă ei se asociază cu chestia aia, știi? Un prieten. Asta e ultima chestie pe care o fac cu Jerry.